colegi, în acest tutorial îmi propun să vă explic cum să realizați exerciții cu autocorectare pe campusul nostru virtual și pentru acest lucru primul pas este pregătirea întrebărilor sau a structurii exercițiului într-un document Word separat. Iată cum am gândit eu testul pe care îl voi pune online. Și vă voi explica rând pe rând care sunt etapele pe care puteți să le urmați. Desigur, este alegerea dumneavoastră referitoare la complexitatea testului, dar mi-am propus să vă arăt cât mai mult din posibilitățile oferite de campusul nostru virtual. Bineînțeles, pe prima pagină ne logăm cu contul și cu parola pe care ni l-am ales. În cazul nedorit al pierderii parolei, avem formularul de recuperare care funcționează. Veți primi un link pentru recuperare pe mail. După ce ne logăm, avem o pagină cu un catalog de cursuri și, desigur, ca să ajungem la cursurile la care suntem profesori titulari, alegem meniul My Courses din partea de sus a ecranului. Vom merge acum în învățământ preșcolar. Învățământul preșcolar este, iată, domeniul pe care l-am ales acum pentru a putea construi un test. După cum am scris în toate instrucțiunile de navigare pe care le puteți citi de altfel în meniul mare din partea sus, de sus a paginii, folderele de autor cu documente și teste nu mai sunt libere spre vizualizare. Ele sunt cu caracteristica vizualizare ascunsă. Acest ochi, vedeți, este închis pentru că utilizatorii trebuie să se concentreze asupra lecției virtuale care se află doar aici în Learning Path. Așadar, tot ce construim în documente și în teste se regăsește ulterior în parcursul de învățare, în Learning Path. Este metoda prin care noi vom reuși să realizăm faimoasele lecții electronice așteptate de elevi. Astăzi, așadar, mergem în teste. Și iată ce descoperim. Deocamdată, zona este fără niciun test. Avem un buton mare în centru. Create a new test. Creează un test nou. Și în partea de sus, același lucru, creează un test în meniul cu steluțe galbene. Creează un test, adaugă o întrebare și categorii de întrebări. Un folder verde. La această rubrică de categorii de întrebări, aș vrea să ne ducem întâi și întâi, pentru că ar trebui să stabilim câteva categorii de întrebări pe care ulterior să le selectăm pe parcursul testului nostru. Deocamdată nu avem nimic aici. În schimb, orice element nou adăugat se poate pune prin selectarea folderului galben cu steluță, deci peste tot pe unde avem o steluță galbenă pe această platformă, se adaugă un element nou. Și am pregătit în documentul Word de care vă ziceam trei categorii, să zicem, sunt fictive. Punem doar numele categoriei prin copiere și apoi lipire. Clasa a 5-a, nivel 1, prima categorie. Clasa a 5-a, nivel 2, categoria a 2-a. Și clasa a 5-a, nivel 3, categoria a 3-a. După ce am adăugat aceste categorii
putem procede la crearea unui test nou și avem mai întâi o pagină de configurare. În această pagină de configurare putem scrie deodată testul, numele testului, da? Testul numărul 1 va fi numele testului nostru. Da? El poate fi lucrare de control, poate fi testare, poate fi teză, poate fi în funcție de natura, repet, a verificării, a evaluării pe care vreți să o stabiliți. La setările avansate, acest buton, se mai pot aduce îmbunătățiri în sensul unui enunț, în sensul stabilirii ulterioare a modului de feedback și vom lăsa un feedback la sfârșitul testului. Este tot un soi de autoevaluare. Mai avem autoevaluare cu feedback imediat și evaluare tip examen fără răspunsurile la întrebări la sfârșit. După care mai putem stabili cum să se facă expunerea scorului către elev și lăsăm pentru evaluări obișnuite, pentru fixare, autoevaluare. După care stabilim câte întrebări să fie pe pagină, toate din test sau câte una, lăsăm câte una. Selectarea întrebărilor putem să le ordonăm noi pe categorie, alfabetic sau să le lăsăm la îndemâna sistemului să ni le amestece. Deocamdată lăsăm la ordinea pe care o vom stabili noi. Mai sunt câteva detalii pe care le putem stabili aici, de exemplu numărul de încercări, infinit sau singular, 1, 2, 3, 4, 5 ori, de câte ori se poate realiza sau parcurge acest test. Așa, după care avem o foarte importantă chestiune aici. Care este procentajul de promovare? 50% punem. Dincolo de acest procentaj de promovare, să spunem, utilizatorul este determinat, este forțat să mai parcurgă o dată testul. Asta înseamnă că nu a reușit să parcurgă toți itemii, să răspundă bine la întrebări, la jumătate din întrebări. Și felicitări, ați promovat testul la sfârșit. Un text de încurajare, un text așa cum trebuie să fie îndemnul sau lauda de la final. Și iată, am pus și contextul, adică un fel de enunț, răspundeți la următoarele întrebări. Și cu asta am stabilit cadrul în care vom construi întrebările. Deci test aici înseamnă cadru pe această platformă. Cadrul în care noi punem întrebările. Putem avea teste cu o singură întrebare. Putem avea teste cu 100 de întrebări. De data asta, eu am să vă trec prin câteva tipuri de itemi prezenți pe această platformă și vom vedea cum testul ulterior se adaugă în parcursul de învățare, după care cu acest parcurs de învățare ne prezentăm în fața elevilor care vin pe platformă să învețe sau să se verifice. Prima categorie de item pe care îi avem pe această platformă în campusul nostru electronic este multiple choice în engleză sau adevărat fals, le-am zis pentru limba română, item obiectiv în care avem o singură variantă corectă de răspuns. Iată-i. După care avem item multiple answers cu mai multe răspunsuri posibile și mai multe răspunsuri bune. După care avem tip formular sau fill blanks, da? Umple spațiile albe, scrie cuvintele.
După care, item de asociere, avem de două tipuri. Avem asociere, mă rog, nespectaculoasă din punct de vedere grafic, dar avem și asociere prin tragere. E același tip de item, de fapt, dar are o grafică mai spectaculoasă. Avem un item de exprimare orală, la care răspunsul se dă prin înregistrare de voce și avem un item foarte frumos cu zone de imagine pe care îl puteți practica îndeosebi cu elevii mai mici și mai sunt alte câteva categorii pe care vă las pe dumneavoastră să le descoperiți, dar după ce înțelegeți principiul de funcționare al testelor. Haideți să procedăm la primul tip, la prima categorie de întrebare și vom începe un item adevărat-fals, multiple choice. Aici avem standard 4 răspunsuri. Observați, deci prima și prima dată, înainte de a umple cu text, trebuie să ne stabilim cadrul itemului. De aici avem câteva butoane cu ajutorul cărora putem să adăugăm variante de răspuns sau putem să scoatem variante de răspuns dacă avem prea multe în cadrul propus în mod standard de platformă. Vom scoate repede două variante de răspuns pentru că întrebarea pe care am pregătit-o eu are doar un răspuns corect și două variante de răspuns. Iată întrebarea. Întrebarea trebuie să, de fapt, titlul trebuie să conțină întrebarea. Titlul întrebării trebuie să conțină întrebarea. Cerul e albastru, da, putem, sau putem lăsa ca o afirmație și de răspuns cu adevărat sau fals. La setările avansate, care sunt valabile pentru fiecare item pe care îl construim, putem interveni cu explicații sau putem dezvolta întrebarea din titlu. Pe urmă, avem o scală de la 1 la 5 pentru stabilirea nivelului de dificultate. 1 însemnând cel mai ușor și 5 cel mai dificil. Lăsăm la 1. De aici putem stabili și categoria de întrebări și iată, aici le găsim întrebările pe care noi le-am formulat, categoriile de întrebări pe care noi le-am stabilit, luăm de nivel 1 și iată, am ajuns la stabilirea răspunsurilor la întrebare. Avem două răspunsuri posibile, da sau nu. Da este răspunsul corect, lăsăm bifat aici și stabilim scorul. Să spunem 10 puncte. În acest moment, întrebarea este pregătită pentru a fi adăugată testului. Și apăsăm butonul final, Add this question to the test, adaugă această întrebare la test. Și iată cum testul nostru conține acum o întrebare celului albastru. Trecem la întrebarea următoare, cu mai multe variante de răspuns. Am pregătit în documentul Word o întrebare cu patru variante de răspuns, din care trei corecte. Întrebarea este: drapelul României are trei culori. Îl punem aici, stau prin lipire. Stabilim rapid setările avansate, nivelul de dificultate lăsăm la 1, categoria de întrebare, după care câte răspunsuri avem aici? 1, 2, 3, 4, exact câte am pregătit pentru întrebarea noastră. Roșu, mov, răspuns greșit, bineînțeles. Vedeți că eu mi-am pregătit și scorul în ciornă, galben și ultima albastru.
albastru. Așadar, selectăm răspunsurile corecte, roșu, galben, albastru, stabilim scorul, 3-3-3 și salvăm întrebarea. Întrebarea, itemul ne va apărea în desfășurătorul testului nostru. Trecem mai apoi la o a treia întrebare, la un al treilea tip de item, de completare sau formular, un item destul de spectaculos pentru care trebuie să reținem un aspect. Textul în care așteptăm să se completeze cuvinte sau expresii trebuie să conțină aceste cuvinte și expresii încadrate de paranteze pătrate. Am pregătit, iată, un astfel de text și am zis primul vers din imnul de stat este. Acesta e titlul întrebării și totodată enunțul. Deocamdată nu putem accesa setările avansate pentru că trebuie să punem răspunsul așteptat și textul în care vor figura aceste goluri care urmează a fi umplute. Acesta este răspunsul. Vedeți că sistemul automat ne recunoaște între parantezele pătrate cuvintele pe care va trebui să le scrie elevii în mod corect. Scorul îl putem lăsa cel standard sau putem stabili noi un scor. Acum putem umbla și la setările avansate să stabilim nivelul de dificultate, să spunem nivel 2, categoria de întrebări, categoria a doua și la final nu uităm să salvăm cu butonul albastru de jos Add this question to the test. Bun, putem reveni asupra editării fiecărui item cu acest creionaș și, de fapt, asupra editării fiecărui element din platformă cu ajutorul acestui creion. De exemplu, i-am lăsat o cifră pe care vreau să o șterg din titlu și m-am întors și iată cum am rezolvat chestiunea. Un alt item pe care vreau să vi-l propun este cel de asociere, tot un item obiectiv, dar vom lua varianta sa mai spectaculoasă din punct de vedere grafic, match by dragging, adică asociere prin tragere. O să vedeți la previzualizarea testului cum arată, dar deocamdată am pregătit o temă simpatică. Sunt două coloane de răspunsuri. Asociați termenii, corect, termenii din cele două coloane, tema monedei istorice. Avem nevoie de câte patru elemente în fiecare coloană, drept pentru care mergem în partea de jos și mai adăugăm câte un element. În mod automat se adaugă patru elemente în prima coloană, patru elemente în a doua coloană. Și foarte repede vom trece la elementele primei coloane și avem așa, SUA, primul răspuns, al doilea, Grecia, al treilea, Franța și al patrulea, Germania, să zicem. Iar asocierea trebuie să se facă cu elementele din coloana a doua. Iată-le care sunt. În coloana a doua, drahma, dolarul, voi curăța aici să avem fără virgule, marca și francul. Francul. Bun.
Am pregătit și răspunsurile 1, B, 2, A, 3, D, 4, C. 1, B, 2, A, 3, D, 4, C. Lăsăm scorul cel configurat automat de sistem și salvăm. Add this question to the test. Adaugă întrebarea testului. Bun. Mai vedem acum o tipologie de item foarte îndrăgită de copiii de toate vârstele, cea de selectare a răspunsului prin click pe zone ale unei imagini, image zone se cheamă în engleză, zone pe imagine. Pentru această întrebare avem nevoie de un fișier imagine pe care l-am pregătit. Iată-l, sunt niște cereale în limba franceză, o imagine frumos colorată. Am pregătit și enunțul. Enunțul. Faceți click pentru a identifica următorii termeni în imagine. Da. Și de la setările avansate putem veni cu un text ajutător, stabilim dificultatea, să spunem 4, categoria, să spunem 3. Imaginea am încărcat-o, atenție, sistemul vă indică ce tip de imagine este corect. Eu am încărcat o imagine în JPEG, care este un format suportat. Și iată, acum trebuie să stabilim cadrele corecte, pe care dacă vor face click, elevii vor răspunde corect. Care este prima chestiune pe care am pregătit-o aici? Să răspundă la care e cartoful. Cartoful, am zis, și va trebui să evidențiem cartoful. Vedeți că dreptunghiul care se obține este de culoare albastră. Facem click și am stabilit care e zona cu cartoful. Ca să mai adăugăm o întrebare, o subîntrebare acestei întrebări, acestui item, facem click pe Add Hotspot. Și iată, avem un dreptunghi de o altă culoare pe care trebuie să-l folosim pentru a evidenția zona imaginii în care se află grâul. Iată aici grâul. Da? Mai putem adăuga mai multe întrebări. Eu am pregătit doar 3 pentru această demonstrație. Să spunem că ultima ar fi mazărea. Așa. Și haideți să încercăm să evidențiem. De data asta dreptunghiul va avea o culoare blues el. Și iată și răspunsul nostru. Mazărea. Să ne rugăm să ne lase. Așa. Le-am evidențiat pe toate 3, cele pe care le dorim a fi răspunse. Și iată cum am obținut acum un test format din 1, 2, 3, 4, 5 întrebări. Cu 98 de puncte, sistemul ne calculează automat scorul prin adunarea scorurilor întrebărilor pe care le-am configurat. Vedem ce mai avem de eventual de rectificat. De exemplu, eu aici am uitat să stabilesc categoria, dar nu este nicio mare problemă. Vă las pe dumneavoastră să explorați celelalte tipuri de întrebări și avem, iată, și întrebări specifice matematicii, item problemă pentru discipline exacte, asociere între imagini. Sunt mai multe tipuri de întrebări, de item care se pot folosi într-un test al nostru
Și cel mai interesant ar fi și cel mai amplu reading comprehension de înțelegere de text, dar la fel vă las pe dumneavoastră să le explorați. Deocamdată eu încerc să vă fac să înțelegeți principiul de funcționare al platformei. Iată, ce facem noi acum cu acest test? Ne putem întoarce în spațiul de teste și putem vizualiza acest test, previzualiza, ca să vedem ce vor vedea elevii. Da? Așadar, facem click pe titlul său și pe butonul verde cu Start Test. Și vedem întrebările, rând pe rând, exact cum le-am configurat. Cerul e albastru, răspundem. Drapelul României are trei culori, răspundem. Putem da răspunsuri greșite ca să vedem cum funcționează evaluarea. Primul vers din imnul de stat. Deșteaptă-te, omule, din somnul cel de noapte. Da? Să spunem greșind, desigur. Pe urmă, iată grafica itemului de asociere de care vă ziceam. Răspunsul, unirea celor două coloane, se face prin tragere către răspunsul corect. Deci, această bilă inițială se trage către răspunsul corect. De exemplu, răspund greșit, mă rog, în opinia mea corect, dar sistemul îmi va arăta dacă e bună sau nu varianta pe care am ales-o. Da, desigur, am și răspunsuri bune și răspunsuri rele. Și iată cum arată itemul cu zone ale imaginii. Faceți click pentru a identifica următorii termeni. Click pe cartof acum. Haideți să zicem că fac click corect pe cartof. După care, trebuie să fac click pe grâu. Îmi apare întrebarea. Să spunem că greșesc și pun în altă parte. Și acum, ultima cerință, să fac click pe mazăre și nu recunosc nici mazărea. După care mă pot întoarce, pot să revizuiesc întrebările sau pot finaliza testul. Am finalizat testul și ce am obținut? Un scor, da? 36 din 98, un procentaj de promovare sau nu. Aici mi se și indică, you didn't reach the minimum score, nu ai întrunit procentajul minim, scorul minim. Avem apoi răspunsurile date și răspunsurile așteptate cu o corectare a celor greșite, acolo unde se poate face acest lucru. Și iată explicația foarte clară și foarte obiectivă a greșelilor. Dar ce pot face? De exemplu, aici este doar o previzualizare a testului. Eu trebuie să îl integrez, nu trebuie să uitați de faimosul learning path, de parcurs de învățare. Testul nostru nu se poate vedea așa cum l-am conceput eu de către elevi. Trebuie să mergem în parcursul de învățare, să creăm un parcurs nou de învățare pe care să-l intitulăm, haideți să zicem, lucrare de control. Lucrare de control. Mergem în setările avansate, putem selecta o categorie dacă am configurat categoriile, putem seta un timp de început sau lăsăm pur și simplu exact ce ne arată sistemul. Și când continuăm, avem această schemă a ceea ce conține parcursul de învățare, deocamdată este gol, și avem în partea dreaptă conținuturile pe care noi le-am creat, dosarele cu documente,
folderul cu teste și pe noi ne interesează să ajungem aici în momentul ăsta și să luăm prin glisare testul pe care până acum l-am pregătit și să-l poziționăm în spațiul parcursului pedagogic, care acum, iată, se cheamă lucrare de control. Acum am obținut, așadar, o lucrare de control în care am cuprins testul pe care l-am proiectat și, atenție, este foarte important să știți că în momentul în care am înglobat acest test într-un parcurs pedagogic, el nu mai poate fi modificat. Ori îl ștergem, iată, avem aici un buton de ștergere, ori îl ștergem din parcursul pedagogic și ne întoarcem în folderul de test și îl modificăm, ori dacă nu, configurăm un alt test. Și acum putem folosi, iată, acest buton mare din partea dreaptă sus a ecranului pentru a vedea parcursul pedagogic așa cum îl poate vedea elevul nostru. Aici va fi fotografia elevului și aici în partea stângă avem o bară de parcurs pe care este indicat procentajul de parcurgere. Avem însă un singur test aici. În momentul în care testul va fi gata, bara de parcurgere ne va arăta 100%. Și iată cum elevul începe testul, răspunde la întrebări. Poate alege să scrie corect sau să nu dea niciun răspuns. Își poate înregistra sau poate reveni asupra răspunsurilor. Iată și faimosul item de alegere a zonelor cu click pe imagine. Am finalizat și am obținut scorul 36 din 98. Bineînțeles cu observația că nu am finalizat, deci va trebui să mai parcurg o dată testul și mi se arată greșelile, mi se explică ce am greșit și mi se calculează scorul. Bineînțeles că la final am un buton prin care mai pot încerca o dată. Și aceasta este, iată, previzualizare. Mă pot întoarce în editare și de asemenea, dacă vom merge înapoi în test, așa, vom putea vedea aici la meniul din partea dreaptă al testului nostru, vom putea vedea care au fost scorurile pe care le-am obținut de fiecare dată când am parcurs acest test. Și aici profesorii vor putea vedea care din elevi au parcurs testele sau au parcurs lecțiile care le-au fost puse la dispoziție și ce scoruri, dacă este vorba de valori, ce scoruri au luat. Și bineînțeles că se poate da un feedback aici, se pot da note. Avem așadar, iată, posibilitatea de a vedea fiecare elev ce face și de a-i corecta testul și de a-i trimite corectura pe mail, indicându-i, avem un text șablon pe care îl putem completa cu observațiile noastre. De aceea se și deschide în editorul de test.
În momentul în care am apăsat butonul final de corectare a testului, acest test este transmis în cutia de mesaje personalizată pe care fiecare o are pe platformă. Și ca dovadă, iată ce am primit în cutia de mesaje personalizată, mesajul cu testul meu și cu scorul obținut și un link pe care îl pot accesa și de unde pot vedea exact ceea ce mi-a corectat profesorul. Vă reamintesc că această platformă noastră are și o menire socială. Ea pune în legătură profesorii și elevii între ei. Ne putem personaliza meniul din partea stângă, profilul. Avem butonul de editare. Aici putem adăuga o fotografie și chiar vă sfătuiesc să faceți acest lucru. Și de asemenea, putem să căutăm așa numiți colegi sau prieteni, putem fonda grupuri și avem un motor de căutare. Ia haideți să vedem. Căutăm un nume al unei persoane. Sistemul ne indică toate persoanele care poartă numele respectiv. Le trimitem, exact ca și în alte rețele sociale, o invitație la care putem adăuga un text. Chiar trebuie să adăugăm un text. După care, în momentul în care ni s-a răspuns, respectiva persoană va apărea la rubrica prieteni și vom putea dialoga în direct prin această fereastră de dialog, de chat, pe care o are inserată platforma noastră. De asemenea, la fiecare curs există o rubrică de chat pe care îl gestionează profesorul împreună cu elevii și aici, iată, eu pot dialoga teoretic cu toate persoanele înscrise în acest chat sau care participă la o oră de curs. Vă urez succes în alcătuirea testelor și vă voi pune la dispoziție de asemenea versiunea print, versiunea PDF a acestui tutorial. Vă mulțumesc pentru atenție!